Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ieri nu am vorbit despre acel caz special unde să dau o ilustrație la conceptele care am împărtășit alaltăieri și adume. Chiar și atunci când primești autoritate de la rege și ai legal și aștept că anumite lucruri care au fost, au primit poruncă să ți fie supuse, te vei trezi uneori că unele din aceste lucruri nu vor asculta de doar autoritatea ta. O să revin la ce am împărtășit. Ieri a fost, pur și simplu m-am exprimat. Nu știu de ce a fost, cum a fost, dar da, a fost ce a fost. Dar probabil vom reveni, nu s-a terminat. Probabil vom reveni, de fapt, chiar în carte esterei, dar înainte să continui, vreau doar să spun că când ca și poporul lui Dumnezeu ești amenințat de un aman știi că nu ai doar face cu un om. Nu ai doar de a face cu un om. Și ei sunt amenințați să fie exterminat în carte esterei și Esteră face o mobilizare în rugăciune. Această lipsă de mobilizare în acea criză prin care trecem îmi arată că cel rău ne înșală bine. Că nu știm unde este adevărată bătălie. E dovadă că suntem bine înșelat. Esteră, dacă tot suntem carte Esterei, a mobilizat în rugăciune pentru că vedea clar amenințarea. Problema noastră astăzi, amenințarea este îmbracat cu ajutor. Și totuși, Domnul ne-a zis să fim înțelept tocmai că atunci când amenințarea este îmbracat cu ajutor, e pus în ceva frumos. Să putem detecta că nu, asta nu e ajutor în spatele sau înăuntru altceva. Dar nu am detectat. Și de aceea nu ne-am mobilizat. Pentru că credem că e doar vorba de o răceală care... Și... Unii chiar așteaptă soluția de la... cei care chiar a cauzat probleme. Incredibil, incredibil. Citeam odată în ceea ce lucrez, citesc tot fel de uneori cărți care vorbesc de anumite domenii și citeam odată o carte care arată că, de exemplu, în Statele Unite există o firmă care a găsit jokerul de business să facă mulți bani. Deci, acea firmă este, dintr-o parte, cea care vinde cele mai multe dulciuri. O firmă mare, dacă zic nume, sau dacă zic brandurile lor, le vei cunoaște, da? De aceea ce nu știu oamenii, exact același, să zic, investitor, același oameni care dețin această firmă, tot ei au o brand, au mai multe branduri dominante care vin și vin soluții de slăbit, soluții împotriva diabet, soluții de sănătate. Deci, dintr-o dată, într-o mână creează problema, în altă vinde soluția. E un lucru vechi. Deci nu te mira când îți spun
uni așteaptă soluția de exact la cei care au creat criză. Și o să zice, oh, Glenn, astea sunt teorii complotiste. Bun. Faraon n-a complotat ca să fie omorât cei de partea barbătească. În carte este aici, nu vedem pe Naman care pus sus face un complot împotriva poporului Dumnezeu. În cartea lui Daniel, nu vedem pe colegii lui Daniel care erau gelos pe el, complotează împotriva ei, creează o lege doar pentru el. Nu, nu sunt complotist. Trăiesc în lumea reală. Dacă în lumea în care trăiești tu nu există complotul, visezi încă, nu te-ai trezit. Îmi pare rău să zic asta. Celor care dorm, visează lumi diferite. Cei care sunt trazi, trăiesc în exact același lume. Și dacă ești trazi, vei ști că există oameni pus sus care nu folosesc puterea lor sau autoritatea lor totdeauna spre binele populației. Ai câțiva care o fac, dar ai câțiva care nu o fac. Și care fac complotul. Complotul? Nu complotul, dar complotul. Nu știu dacă cum se zice asta, dar ai înțeles ce vreau să zic. Tot mă întorc la asta, Doamne, tot mă întorc la asta. Vreau să merg, să continui, să spun altceva, dar tot mă întorc acolo, tot mă întorc acolo. Probabil cineva are nevoie să aude asta. Reacția poporului era mobilizare de rugăciune. Chiar și Daniel, când a auzit că este votat legea împotriva lui, a fost s-a dus, s-a rugat cum se ruga înainte. Sub ochii noștri se votează legi împotriva credinței noastre. Ce facem? Ce facem? Continuăm ca și cum nu se întâmplă nimic. În zilele din urmă, Domnul Iisus, se va întâmpla exact ce s-a întâmplat în ziua lui Noe. Oameni mâncau, beau, se căsătorau, luat în căsătorie și zice așa, până Noe a intrat în corabie și a venit un prapad. Sunt multe lucruri care care Domnul Iisus le spune în textul ăsta să putem studia chiar o săptămână sau mai mult ce este acolo. Dar e un aspect care vreau doar să te arăt. Zice, în zilele lui, în zilele din urmă, oamenii vor fi nepasători, vor trăi mai departe viața lor ca și cum nu vine un eveniment grav. Asta e un aspect care îl vedem acolo. Deși venea un eveniment grav, o judecată globală, potopul, oamenii, ca și cum nu se întâmplă nimic. Exact asta se întâmplă astăzi. Vine un eveniment grav, dar noi, ca și cum, nu se întâmplă nimic. Nu există o mobilizare. Nu există o trezire. Sau dacă există și n-am văzut-o eu, atunci mă bucur să fie așa, să fie o trezire și nu o văd eu, că sunt orb. Atunci mă bucur să fie așa. Atunci, să te rogi pentru mine să mi se deschid ochi, să văd acea mobilizare, să văd acea trezire care există, dar eu nu o văd pentru că sunt orb. Ok, hai să trecem totuși la subiectul la care, despre care vreau să vorbesc, nu știu de ce m-am tors, m-am tot întors. Ok, deci o să ne ducem în carte Exod, unde o să vedem un exemplu, cum un om are autoritate, dar autoritatea lui nu este ascultată și atunci se face apel la altceva. Exod. A înțeles că e vorba de Moise. Exode. Capitolul
Capitole 4, verset 12, je donne. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul. Israel este fiul meu, întiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece, ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întiul tău născut. Deci Moise merge cu un mesaj la Faraon, merge cu autoritatea lui Dumnezeu, care îi spune, și îi spune cuvintele care îi spune lui Dumnezeu. Când Moise se duce la Faraon și îi spune, uite, Domnul mi s-a arătat, Domnul mi-a vorbit, mesajul Domnului pentru tine este asta, lasă să plece poporul. Dacă nu lași, el e întâiul meu născut, voi lua pe întâiul tău născut. Bine, când zic voi lua, am zis frumos. Dumnezeu zice, voi ucide pe întâiul tău născut. Moise merge, vorbește cu Faraon. Când Moise merge și vorbește cu Faraon cu acest mesaj, folosește autoritate. Și dacă Faraon avea temere de Dumnezeu, s-ar fi supus și ar fi lăsat să plece poporul doar prin faptul că Moise vine sunt cu autoritatea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune lasă să plece poporul. Ar fi fost de ajuns. Dar noi știm că lucrurile se vor întâmpla altfel. Și, de fapt, se va întâmpla că situația poporului se va înrăutăți, da? În sensul că li se vor da să muncească mai mult. Și la Exodul 5, verset 22, Moise s-a întors la Domnul și a zis, Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporul acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporul acestuia. Și n-a izbavit pe poporul tău. Uneori când citim despre personaje în Scriptura, credem că totul a fost roz la ei. Uite aici, Moise a avut un moment unde a fost descurajat. Nu știu bine, nu știu dacă aici e vorba de descurajare, dar s-au frustrat, nu știu. Adică un moment unde vine la Dumnezeu, zice, de ce m-ai trimis? M-am dus, am vorbit și în loc poporul să fie bine, deși am vorbit în numele tău, Faraon face mai rău poporul acesta. Deci nu te uimi uneori, te rogi pentru cineva din familia ta și începe să facă mai rău. E Faraonul care îl stăpânește, care face mai rău, pentru că ai vorbit în numele Domnului. Unii creștini, când au simțit acest fenomen, s-au speriat și s-au oprit să se roage, pentru că au zis, pe stai puțin, când mă rog, parcă e mai rău. Ah non, nous nous t'avons pris. Doit très bien sa fâche appel à l'altcheva. Parce qu'à Itcha, quand Domnul l'a trimis pe Moïse, il a vorbit et numele Domnului a folosit autoritate. Dar în fața lui avea cineva care refuza să se supună autorității lui Dumnezeu. Și merge la Dumnezeu și chiar Moïse zice, și tu, eu am vorbit, Faraon face mai rău și tu n-ai izbăvit poporul. Nu vezi, n-ai făcut nimic. Versetul Exod, capitolul 6. Și uite ce zice Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îi va sili să izgonească din țara lui. Deci, de fapt, Dumnezeu știa că
Pharaon nous va sculter. Dans la trémisse pour moi ici, ça veut bien c'est quoi autre tête à lui tout le monde. Si ça là, c'est Pharaon sans résister. Qu'après Dumnezeu, ça peut être un mode légal, faire appel la alcheva de cette autorité. Il y a exactement d'exemple où un politiste nous folosèche tes forces sans armes, sans taser, ou taser, c'est à tel pistol créat, inventat de prêtres noches américaines, car aussi nous, nous pouvons glons, nous pouvons électros, care transmit, care curentează. Deci când ești e o armă care o folosesc. Au imaginație bogată. Place de ei. Deci deci fie taserul, fie pușcă, în mod normal un politist nu începe cu asta decât deja dacă știe că în față lui are un bandit armat care deja gata să nu asculte. Dar de obicei am văzut, de exemplu, politici care au arme, de exemplu, prins cineva zic, puteți să vă identificați așa, nu scoate pistolul, imediat zice, ok, oprește-te, care este cartea ta de, adică, identifică-te și așa, decât dacă știe deja că are de-a face cu un suspect periculos. Dar în mod normal, nu. Începe cu autoritate, adică doar vorbește. Dar acum, dacă vede că individ nu respectă autoritatea lui de politist, zice, ok, avem un taser aici, avem un pistol aici, avem un băț aici, avem niște cartușe aici, atunci folosește altceva decât autoritate, folosește putere, adică putere în sens de forță. Putere în sens de forță. Și aici Dumnezeu zice, vei vedea acum ce voi face. Și zice, o mână puternică îl va sili. Când autoritatea nu funcționează, se folosește forța pentru a sili supunerea. Am citit bine ce am citit aici. Asta face Dumnezeu aici. Prima dată când s-a dus Moise, a fost cu vorba. Știi? Exact ca părinte, vorbește cu copii. A, nu vrei să ascult cu vorba? Nici o problemă. Avem Domnul Nuiaua prin casă, de el o să ascult. În lucrurile spirituale există acest fenomen, unde doar autoritatea ta nu e de ajuns. Există alte dimensiuni care trebuie să intervină. A sili prin forță. A sili prin putere. Și asta va face Dumnezeu, va începe să multiplice judecăți împotriva Dumnezeu Egiptului. Și ceea ce văd că este extraordinar, chiar Dumnezeu zice pe Faraon puteam să-l omor așa dintr-o dată, deci nu era problemă. Dar ce văd extraordinar, Dumnezeu nu l-omoară pe Faraon, Dumnezeu nu face o minune încât, hai să zic, poporul lui să fugă. Nu, Dumnezeu zice exact acest Faraon care a zis că nu vă lasă să plece, tot el o să-l duc în punctul, o să zică plecați de aici. Asta înseamnă asili. Deci nu l-o mor, tot el o să zică plecați. O mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Aici nu mai e vorba de autoritate. Aici e vorba de putere, de forță. Aș vrea să am plecat de la faptul că Mardoheu s-a opus autorității lui Aman. Și e important să înțelegi
que tout caché copia lui Dumnezeu, deși ai o anumită autoritate, vei întâlni puteri care se vor opune, care nu vor asculta de bună voie. Și atunci va trebui să înveți să faci apel la altceva. Va trebui să înveți să printr-o putere să-i silești să pleci. Să-i silești să asculte. Uite, în Exodul 13, vreau să citesc. Exode 12, versetul 29, dar mai întâi citesc Exode 11. Domnul a zis lui Moise, vă mai aduce urgia asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni. Deci o să meargă în extrema cealaltă. Nu să fie ceva de genul, ok, vă dau voie să plecați. Nu, o să fie ceva de genul, vă rog, plecați. Asta e puterea lui Dumnezeu. Exod 12, versetul 29. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Aici nu mai e vorba de a n-a înțeles cu vorba Dumnezeu cu o mână puternică. El va sili. Și aici e ultima orgie. Biblia zice, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născut a lui Faraon care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâi născut a celui închis în temniță și până la toți întâi născut ai dobitoa celor. Deci, întâi născut a porcilor de cava, întâi născut ai căi, întâi născut a, nu știu, ai găinilor sau nu știu. Sau găina e o dobitoa că sau nu e, sau e doar o pasă. În fine, ai înțeles ce vreau să spun. Versetul 30. Faraon s-a sculat noaptea. El și toți slujitorii lui, toți egipteni, și-au fost mați pete în Egipt că nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și l-a zis, sculați-vă, ieși din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă să slujiți Domnul cum ați zis, luați-vă oile, boi cum ați zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Ăsta era omul care zicea, cine e Domnul ca să asculte el? Ok. N-ai înțeles cu vorbă. N-ai înțeles cu autoritate. Vei înțelege cu putere. Și una din slăbiciunile noastre azi, știm doar vorbe, dar nu știm putere. De fapt, nu e o problemă de azi. La un moment dat, Domnul se spune la ucenici, era saducei, dacă nu mi-amintesc bine, și le spune, sunteți în aratăcire, pentru că nu înțelegeți nici cuvântul lui Dumnezeu, nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Am impresia că trăiesc și eu această epocă, unde credem că cunoaștem scripturile, dar pentru că ignorăm puterea lui Dumnezeu, înțelesul nostru chiar a scripturilor este limitat și suntem ca și cum rătăcim chiar și prin scripturi.
Existe le crocar et nous c'est skimbe dévore baboune. Existe le crocar et c'est skimbe nous main inurme une bataille violente. Nous toi tes problèmes les chez situation de tal et se vont résolver après doit amener le crase tout. Non. Nous, n'a rien. Se situation de très bien, sa fille si lit doucement nous le tobin, aïe chacun va baisser doucement nous le tobin, nous va baisser de vêtir nous le tobin, au stim tine sen doucement et non se, et fait sen chasse. Doucement et non se très bien, sa fille si lit. A dit que sa fille douce et trop positive, on de n'a ou de à l'aise de que sa zik plekat, sa ou de que sa zik amplekat. Nous m'a ipote. Ah, d'abord, d'abord, tu nous sais ce qu'il va dire. Pendant que poate, il se niche spirit à colocar et nous en selek vor baboun. Chatouj da karougatu nata, nous entre en trop dimensionné. On de créez aux situations de yé, nous mai pot supporta, nous vor pleka. Aïe, tu as vraiment sa joie. Nous tout le merde, j'ai pris. D'accord, nous m'a créé de la vie à Tsarial. Nous totul se rezolvă prin Doamne, lucrează tu, fa tu. Nu. La un moment dat, Domnul zice, și tu ai o baterie de 12 baterii. Ai un adversar în fața ta. Fa ce ai de făcut ca adversar să simte puterea mea până la punct în care zice, nu mai pot am plecat. Da, ai avut un bon usaj de încă o altă proteine, cam dublu, am vorbit azi 15 minute. Dar trebuia, în sfârșit, să prezint asta, că deja ieri nu am făcut-o, azi am început cu altceva, dar Dumnezeu să te binecuvânteze. Probabil mâine să ne întoarcem la aproape 15 minute. Dar... Dumnezeu să te binecuvânteze.